am prins în clasă. Aveam bătaie. Omă țelită, până. La un moment dat face clădirea. Păi, doamne, au trântit ăștia de sus catedra. Și nu termin acest gând, care știți cum circulă gândul, că face a doua. Păi, what the fuck, e cu tremur. Se ridică profesoară, amețăță tată cu catalogul meu, pesco ai 10, cu de pesco mine. Mersi, păpuși. Bine, zic chiar așa. Chiar aveam 10, eram un... M, tu, deci, cum e? Litere, aici, chemat-o pentru galerie și păi ce-mi fac? Deci, bine, nu la botanic, la muzică, lasă, la sport, la sport, cum mă duc. În fine, să trecem pe zi, zici, toată lumea, tu... Am scuipat. Deci în momentul înainte de a spune am scuipat, chiar scuipat. Mă dau bălării de acum, cred, vedeta. Fiate, deci spune, toată lumea sub tocușii. Eu mă întorc repede... Scuze. Deci mă întorc repede în spatele clasei. Hă? 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 În fine, whatever. Și mă uit întotdeauna, nu, 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 27, frate. Și cu profa 28. Deci dacă ne-am băgat unul altul în fundul fiertăruia, să ne iau dacă am încăpea sub totul ușa. Zic eu. Bine, n-am calculat chiar atâta. Când a zis ea lumea, la E, eram în curtea școlii. Am zis, fa, dar eu vreau să mor în clasă. Tu așa crezi? Eu vreau să mor în clasă. N-am mai făcut ore din frica unei replici, care vine pe la vreo 12 noaptea și am mai avut o aventură cu maică mea, copiii mei, în fine. Așa, dar cea mai tare fază care mi se părea, nu că te voiai că ceva gen proful de sport participă la o mare competiție sau de la doctor vineai cu scutire sau n-avem sorta cheie, ceva gen care s-a întâmplat de multe ori. Mulțumesc. În fine, profa, da, intră unul cu fie. Domnule, elevul lui Piescu Florin e la... Da. Puteți să-l învoiți? Nu, dar de ce? Care inundație, domnul profesor! Băi, toată lumea nebunit, ba, marinare, cât de tare ești! Fugeai acasă, mai luai 2-3, scăpai cu tine, dar... Nu, 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 mă turai frumos, dar tu nu i-am ajutat, înțelegi? Lăsai vecinii, prietenii și te uiteai la apă cum curge fiscale. Mă, mă, vin de cascat să moară. Eu vin din casă! Ca din lumină, tu! Da, era. Da? Da? Da. Te întreba unul. Fraiere, asigurare? Nu, ci cum ta vrei să te mă Ceaușescu, de unde asigurare? Vezi că vine tatu, ai belit pula. Băi toți, fugiți în munți, fugiți în munți! Fugiți, lăsați mătura, am început eu să dau, apare Costică cu mâna la vârâu. Yes. Băi, e rău, se pișu pe el. Dar de ce ai? Când iese de după chestia aia de la lift? Tita cureaua atâta. Deci el, când a intrat în bloc, a zis, de unde poate fi inundația asta? La picior. Îl spar. Au venit, m-au întors, dar dacă au venit... Sincer? Sau nu? M-am gândit atunci ce mușăreasa, frate, cu tocul pantofii ei roși și a găsit un prinț. Nu mi-ai găsit și eu mai târziu o prințesă? În fine, și a doua zi te duceai la școală și începeam mișto ochiul. Auză lupul. Lupul nu era pe recla. Vedeți, de asta nu pot eu să... Nu mai știu cum pula mea mă cheam. Că n-am mai lucrat. În fine, ui, lupul, da... Mă, dai sirenă? Da, mă, te-a scăs glume. Băi, vin de tatu, barca de pescuit, mai bun de chef. Deci nu era de ajuns, vineau profesorii.
Știu și eu știu. Cine știe dansul ploii? 10 la tablă. Mai am una mică. Și mai am și aia cu mormântarea la o lasă dată în viitoare să o perfecționez. Sper. În fin, și mai vine un prof, deci în afară de aia cu dansul ploii, și mai vine un prof. Oare mai are rost? Da. Ei, hai să o zicem. Deci fii atent. Vine profa și îmi spune, am înțeles că a plecat un coleg. A, nu, nu, Pescu, ești în clasă? Înțelesesem că te-ai mutat la Veneția. Mersi mult.